Uneori stau și mă întreb dacă ar trebui să fiu mândru că lucrez în presă sau ar trebui să-mi reconsider poziția și să mă gândesc de 10 ori înainte de a spune sau de a face un material. Începutul lunii mai, printre altele, a marcat și Ziua Internațională a Presei. Uneori stau și mă întreb dacă ar trebui să fiu mândru că lucrez în presă sau ar trebui să-mi reconsider poziția și să mă gândesc de 10 ori înainte de a spune sau de a face un material. Personal, nu-mi reproșez în cariera jurnalistică nimic. Pentru alte categorii de păcate o să dau seama în fața lui Dumnezeu, nu neapărat în fața oamenilor. Însă, când vine vorba despre Ziua Internațională a Presei, nu pot să nu remarc faptul că scandarea anilor 90, ați mințit poporul cu televizorul, astăzi pur și simplu s-a demodat, strânește zâmbete. Din punctul meu de vedere, presa în ansamblul ei, nu doar în România, dar și în România, sau poate în România puțin mai grav decât în alte părți, a decăzut teribil. Înțeleg reticența multora de a mai apărea la televizor, nu înțeleg dependența multora de știrile televizate, de talk show-uri de toate felurile și nu mă refer neapărat numai la cele politice, dar această perioadă a pandemiei, de exemplu, ne-a arătat că manipularea chiar depășește limitele imaginabilului. Pentru că dacă și până acum am fost supuși manipulării, dacă și până acum redacțiile de presă s-au împărțit în funcție de diverse interese, acum lucrurile s-au văzut cumplit. Pe de-o parte. Pe de altă parte, bătăliile geopolitice care se dau în lume acum iarăși ne pun în fața unui val imens de manipulare, așa încât aproape că îmi vine să vă recomand cu toată responsabilitatea să vă uitați cât mai puțin la televizor, să citiți cât mai puțină presă, să selectați cu maximă grijă tot ceea ce urmăriți, să evitați poate chiar și vlogurile, blogurile, podcasturile și alte modalități de comunicare în social media, pentru simplu motiv că este foarte greu să mai ai discernământ cu adevărat bun și să alegi între lucrurile care vin ca o avalanșă peste tine. Este extrem de complicat să mai faci față unui întreg val de rea credință, de manipulare cu bună știință, de produse efectiv create nu în laboratoare de virusuri, ci în laboratoare de spălat creierele. Pentru că eu cred și repet, am mai spus asta, dar repet, nu cred că există o conspirație mondială, dar cred că există grupuri de interese care au dezvoltat și au adus aproape de perfecțiune o întreagă mașinărie de manipulare, de creere de produse manipulatorii, de apelare la toate mecanismele psihologice cu putință, respectiv de exploatare absolut sinistră și fără niciun fel de scrupule a maselor întregi de oameni. Iar în ajutorul lor vine ignoranța, incultura, impostura de care dau dovadă foarte, foarte mulți cetățeni obișnuiți. Din nefericire, social media a dat glas tuturor neveniților. Iar oamenii au crezut că au doar dreptul la opinie, nu și dreptul la mai tăcea din când în când. Am mai vorbit despre asta. Tot ce pot să vă spun ca să închei această poveste legată de Ziua Presei, că nu pot să-i spun presei la mulți ani. Pot să rog doar să încerce să se reformeze, pentru că s-a ajuns aproape de minim, sau cel puțin așa am crezut. Deși n-aș vrea să constat peste încă un an că acel minim pe care l-am bănuit acum poate fi adâncit încă și mai tare. Pentru că asta să nu se întâmple, treziți-vă voi, numai bine!